Inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Grigore Bocanci, a anunțat joi că 3 unități de învățământ din județ au decis să suspende cursurile școlare în data de 6 aprilie din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. El a subliniat că aceasta este o decizie a conducerii școlilor respective și că, ținând cont de dificultățile de circulație în zonele afectate, este important să se ia măsuri pentru a nu pune în pericol siguranța copiilor. Inspectorul școlar a precizat că, conform structurii anului școlar 2022-2023, vacanța de primăvară a elevilor începe vineri 7 aprilie și se încheie marți 18 aprilie, iar cursurile se reiau pe 19. De asemenea, a amintit că, în cazul în care cursurile sunt suspendate din motive meteorologice sau din alte cauze, se poate stabili un plan de recuperare a orelor de curs pierdute. În contextul prognozei meteo favorabile, Inspectoratul Școlar Județean Suceava a recomandat conducerilor unităților de învățământ să monitorizeze evoluția situației și să ia măsuri corespunzătoare pentru a asigura siguranța elevilor și a personalului didactic.